Neața, bună dimineața, sănătate! Mă bucur să fim iată împreună cu doamna doctor astăzi și să discutăm un subiect fierbinte în această perioadă, pentru că nu e așa, toamna înseamnă fructe, legume, început de școală, însă și revenirea sezonului alergiilor. Și în această perioadă, cam aproximativ 20% dintre persoane, o să ne zică doamna doctor mai multe, mulți, deci foarte mulți, se tot vaită de această alergie la ambrozie. Ce se întâmplă, doamna doctor? Pentru că, așa cum spunea și Dani, parcă în urmă cu ceva ani nu era nu atât ambrozie. Știam de ambrozie. E o boală modernă, cu ghilimele. Din păcate, buruiana-i buruiană s-a multiplicat, nimeni n-a estirpat-o, ca urmare, multă buruiană. E o plantă toxică pentru sănătate, dăunătoare și creează alergii. Copii mici și adulți, mai ales persoane tinere, suferă de această alergie, predominant în august-septembrie, mai ales pe zona de câmpie, cum este Bucureștiul, poate și Banatul, dar spre Timișoara, multă buruiană. Și alergia s-a dezvoltat, afectează foarte grav sănătatea, în sensul calitatea vieții, mai ales. Două luni de zile, omul e cu nasul înfundat, curg foarte mult ochii, strănută excesiv, curge nasul. Nu mai spun că apare și criza de azi bronșic, adică tușesc, respiră foarte greu, sufocați aproape, mai ales noaptea. Toți oamenii vin la alergolog. Acum să încerce să... Da. Să rezolve. Cum o diferențiem de o răceală? Pentru că mulți spunem în prima săptămână, da, bă, m-a luat răceala și mai și băgăm în noi pastile de răceală. În principiu, pacientul ajunge cam după una-două săptămâni când constată că răceala nu-i răceală și atunci consideră că s-ar putea să fie altceva. Okay. Vin la un medic. E bine să vină la medicul alergolog. Noi putem testa pacienții. Testarea, dacă o facem în cabinet, e absolut foarte simplă. Testarea aceasta cutanată e foarte rapidă, poate în 15 minute sau mai și mai puțin poți dovedi și arăta pacientului, folosind pielea lui, cum îi se întâmplă de fapt în nas sau la nivelul ochilor când se întâlnesc cu această ambrozie. Okay. Testarea nu e dureroasă, este relativ simplă. Evident, sunt indicații, contraindicații. Medicul discută cu pacientul referitor la ce tratament a urmat, la ce boli mai are asociate, ce piele are, dacă permite testarea pe piele. Uh-huh. În măsura în care nu facem teste pe piele, apelăm la laboratoare, pe teste de sânge. Se poate lucra și pe sânge. Da, se poate lucra și pe sânge. Vă propun, doamna doctor, în timp ce povestim, să ne și testați, ca să avem timp și să vedem cum reacționează, da, pielea noastră. Cine în dorește, contact cu alergii. Da. Eu mă ofer prima, că sunt aici lângă Simona, dumneavoastră. Simona, prima, da, că a deschis gura, știți cum e la grădină la care a deschis gura. Eu prima. Asta se întâmplă în mare și la dumneavoastră în cabinet. În cabinet, tocmai asta am vrut să arătăm. Da, același lucru se întâmplă și în cabinet. De principiu, este vorba de acești alergeni, se pun ca și soluții pe pielea pacientului. În sticluțe ce avem? Alergeni. Sunt alergeni diferiți. Nu există un singur test. Există mai multe teste. Doamna doctor, testele la alergie sunt pentru... Sunt și alergii la căpșuni. Există și teste pentru alergeni alimentari. În cazul nostru, acum vorbeam de alergenii respiratori. Ok. Și... De principiu, în Europa se recomandă aproximativ 20 de teste pe alergenii respiratori. Sunt 20. 20. De bază. Dintre aceștia, ambrozia este una. Dați-mi să vedem. Simona, tu ești alergică la ceva? Deci, din câte știu, nu, dar vedem ce spune doamna doctor. Se pun ca picătura pe piele și se pun câte avem nevoie. Funcție de povestea pacientului sau o testare completă din aceasta care poate să cuprindă aproximativ 20 de teste. Se pot testa alergeni alimentari dacă pacientul are probleme și noi avem o suspiciune pe alergie alimentară. Bun, pe alergie alimentară avem o problemă. Ea se vede pe piele? Adică când se manifestă ca atare, omul poate prezenta edeme de buze, edeme de limbă sau erupții cutanate, uneori reacții întreg organismul în care să scadă tensiunea. Okay. Dar testul ăsta se poate vedea că am alergie la nuci? Dacă pun testul de nucă, da, pe piele, iar testul reacționează cu comparativ cu martorii. Înseamnă că nici în stomac nu-mi face bine. Nici în stomac face alergie. Okay. Adică noi am depistat anticorpii de alergie care determină aceste manifestări de imediate, de alergie imediată, că noi citim la 15 minute. 15 minute, ok, da? Sper să avem. Sau aproximativ. Deci, de obicei, se citește la 15 minute. Ok. Da? Și aceste teste, după ce le punem pe piele, se ating ca și cu o scobitoare. Și această scobitoare ne va înroși pielea. Ok. Este o atingere, deci nu este o durere, nu este o sângerare, este ceva foarte simplu, nu dureros. Oamenii n-au de ce să se sperie, deci ceva de genul acesta. Nu simți aproape nimic. Adică se pot face aceste teste inclusiv la copii. Adică ați băgat un ac foarte, foarte fin prin, exact, o picătură, da, în piele. Acesta e un dispozitiv special, se numește lanțetă.
care atinge pielea, pătrunde picătura în piele și okay. acolo va reacționa cu anticorpii pe care îi poartă omul de alergie. Deci nu e și se produce o reacție. Gata. Dar reacția este strict limitată la locul înțepăturii. La 38 de ani am de aceea noi punem cam la 2-3 cm aceste teste ca să aibă loc să apară reacția. Un pic mă ustură la asta al doilea, la primul nu, la al doilea. Acela este un test numit martor pozitiv, se numește histamină. Este un mod de a exemplifica pacientului cum reacționează pielea lui la o alergie. Față de acest martor pozitiv, restul testelor se evaluează. Ar trebui ca ele să nu ele, ca să fie considerate pozitive, trebuie să fie cel puțin egale cu acesta, ca să nu zic, cel puțin 3 mm umflătură. O să privim un material la care a lucrat chiar Simona. Exact, și vreau să-i mulțumesc și doamnei doctor Xandra Constantina, Ionelei Năstase, vreau să-i mulțumesc pentru că a fost extrem de deschisă și ne-a povestit tot chinul prin care trece. Ionela Năstase fiind alergică la ambrozie și în această perioadă se chinuie, se tratează, dar are de suferit. Așa. Hai să vedem materialul, timp de reacție pentru picăturile astea. Îmi fac și eu să văd dacă sunt alergic la ceva, dacă aveți picături de muncă, vă rog. Și după vorbim foarte sincer cum putem repara treaba asta sau ce facem dacă am aflat de la alergolog că avem o alergie, astfel încât să ne pregătim pentru ce e mai rău. De exemplu, toamna asta cu multă ambrozie. Hai să vedem material, ne întoarcem tot în platou să vedem rezultatul. Ambrozia se răspândește extrem de ușor, iar polenul ei este foarte alergenic, pentru că are o imensă concentrație. Ionela Năstase, jurnalist, este una dintre miile de persoane care suferă de alergie la ambrozie. Ionela, cum ai descoperit că ești alergică la ambrozie? Simplu. Descoperirea alergiei mele a coincis cu momentul în care m-am mutat la țară. M-am mutat din București la Corbeanca, acum 4 ani și jumătate, și din acel moment am simțit. Mâncărim la ochi, la nas, în gât, la urechi. Deci te mănâncă ochii, deci vine să-ți smulgi din cap. Nasul curge fără încetare, există reprize de strănut până aproape de leșin. Știu, zâmbesc astăzi, dar sunt sub tratament. Altfel, probabil că n-aș fi putut să stau de vorbă cu tine afară. Am momente când mă închid în casă și îmi vine să mă bag cumva într-un glob de sticlă să nu mai simt alergenul emanat de ambrozie. Se tratează în sensul că pot să o țin sub control. Am luat pastile, mi-am pus picături în ochi, nu știu cât se aude, am vocea extrem de nazală, nu este așa, decât în cele 3 luni în care durează alergia la ambrozie. Ca jurnalist am luptat mult ca legea de combatere a efectelor ambroziei să intre în vigoare. Cât de gravă poate fi alergia la ambrozie? Alergia la ambrozie este o alergie sezonieră. Ambrozia este o buriană foarte răspândită pe terenuri necultivate, în grădini, parcuri, la marginea drumurilor, deci se răspândește foarte ușor, acele grăuncioare de polen pot fi purtate de vânt la distanțe mari. Este o formă de alergie sezonieră, foarte rebelă la tratament și din ce în ce mai frecventă, în rândul populației de orice vârstă, copii, adulți, bătrâni. Alergia la ambrozie se manifestă începând cu sfârșitul verii și începutul toamnei, când este maxim de înflorire. Netratată corect, în special la copii, alergia respiratorie la ambrozie poate să se complice cu un asp bronșic. În contactul direct cu pielea, grăuncioarele de polen de la ambrozie pot să provoace și o alergie cutanată, manifestate prin roșeață și prurit intens al pielii. Ce este de făcut atunci când suferim de alergie la ambrozie? Pacientii se prezintă la un medic alergolog. Vor fi investigați prin teste alergologice specifice. Pot fi teste cutanate, cu rezultatul pe loc, se pun niște picături pe piele, se ating ca și cu vârful unei scobitori, o atingere foarte ușoară, sau se pot face analize prin recoltări de sânge. Dacă se dovedește că este alergic la ambrozie, se urmează pasul de a primi tratament prin evitarea polenului sau tratament simptomatic, adică pastile antialergice, spray-uri care să îmbunătățească situația nasului sau picături de ochi, sau chiar și tratament pentru asm bronșic în măsura în care această alergie este asimilată cu asmul bronșic. Cred că am urmărit și materialul.
Polenul deja pe mâna mea, văd că m-am cam înroșit. O să ne spună doamna doctor la ce sunt alergică. Vreau, doamna doctor, să povestim un pic legat de tratamentul de desensibilizare în cazul alergiei la ambrozie, că știu că există. Să există. Ne dați amănunte. Există pe piață. Tratamentul nu se începe chiar în perioada de polen. Deci, trebuie început înainte, cu cel puțin 2-3 luni. Sunt, de fapt, niște picături care se pun sub limbă, un tratament de tip imunoterapie, spunem noi, alergen specifică. Conțin chiar alergenul, ambrozia. Se începe undeva prin mai-iunie. Zilnic pacientul primește această terapie acasă. Picăturile respective se pun sub limbă, sunt ținute sub limbă 2 minute, apoi se înghit. Tratamentul trebuie zilnic în această perioadă, plus perioada de polen, și repetat minim 3-5 sezoane la rând. Durează. E un tratament care durează. Adică nu toată lumea ani? Răspunde la această desensibilizare. Ține de modul cum sistemul personal învață, sistemul imun, să tolereze acest polen. Deci de la ambrozie doar polenul ne enervează? Doar polenul. Am înțeles. Deci e o perioadă. Care este răspândit foarte ușor de vânt, din păcate. Da. Și vântul ăsta. Să-mi spuneți, de ce, spuneți Simona că o mănâncă primul bumburel? Primul era un test martor pozitiv, se numește histamină. Înroșește pielea și umflă pielea la orice persoană. Okay. Este considerat martor. Cu acela noi comparăm restul testelor. Okay. La doamna s-a înroșit acarianul numărul 1 și numărul 2. Noi spunem DRP, adică DF. Paul, să nu dai cu aspiratorul niciodată, Simona. A, ce bine! Doamna doctor, să șteargă praful. Deci să spune, da, sunt alergică la praf. Acarianul are legătură cu praful, deci. Acarianul este în praful în casă. Ok. În saltele, în perne, în plușuri, în coverturi, în draperii, în textile. Ce e de făcut să fie totul mai cu trebuie grijă? Să evite. Cum dânsa n-avea nimic pe piele, eu i-am pus și a început să înroșească, așa și în viața reală. În măsura okay. în care evită acarianul, nu va avea probleme respiratorii. Uh-huh. Dacă acarianul ajunge la nivelul nasului, infundă nasul, la nivelul plămânului, infundă plămânul și se numește azbronșic, okay. la nivelul ochilor determină conjunctivită alergică. Se uită foarte multe mămici la noi. E cazul să mergem cu ăla micu la alergolog sau așteptăm să vedem dacă avea vreo problemă și apoi mergem? E bine să meargă. Tratamentele, cu cât sunt date mai din timp, cu atât boala nu se agravează, cu atât boala nu durează mai mult. Poate avea tentativa de a face o desensibilizare chiar începând cu vârsta de 5 ani, okay. vârsta minimă pentru aceste tratamente de desensibilizare. E bine pentru a ști de cine să ne ferim, e bine să știm să dăm tratamentul potrivit și să nu luăm antibiotice, să zicem, pentru o răceală care nu e răceală, de fapt e o alergie. Alergia nu se tratează cu antibiotice decât dacă s-a suprainfectat, adică ca infecție. Mulțumim foarte mult, am învățat câteva lucruri în această discuție amplă despre alergie, mai ales la ambrozie. Unul, că dacă nu aveți chef de muncă astăzi, puteți să sunați la muncă și să spuneți că aveți alergie la ambrozie, cât mai ține. Doi, că testul nu e deloc dureros și că se face în câteva minute, că alergologul este prietenos și îți explică pe înțelesul tău despre ce este vorba și că nu e vreo grozăvie să ai alergie la ceva. În și plus, că poate apărea în orice perioadă a vieții alergia, chiar dacă n-ai făcut-o în copilărie, la un moment dat, ca adult, se poate declanșa alergia. Deci, mare grijă. În plus, corpul omului este, iată, această mașinerie incredibilă. Cu ce credeți că se combate o alergie? Chiar cu alergenul respectiv. Doamne, cât suntem de bine dotați!